Hai, tată, hai, fă ceva, mame. Hai, măle, bătuță, mă. Na, ce facem aici, tipușorul? Cum o gestionăm treaba asta? Vai, o ia tu. O zăpăcește, nu o zăpăcește, a? Imagini inedite au fost surprinse pe drumul care leagă Suceava de Fălticeni. O lebădă rătăcită a încurcat traficul pentru câteva minute. Pasărea era total dezorientată și nu știa în ce direcție să o apuce. Un șofer a oprit mașina aproape de aceasta. Din cauza lebedei care a blocat traficul, 10 de mașini au fost nevoite să își oprească deplasarea. O, de ce coadă aici? Ce-am făcut aici? A, ce-am făcut aici? Cât e coadă? Pentru o lebedă, vezi? Faceți-ne câte o faptă bună, dragilor! Șoferul care a ajutat lebăda să ajungă înapoi în mediul său a ținut să transmită câteva cuvinte celorlalți participanți la trafic. Aveți grijă, dragilor, pe drumuri, că vă puteți întâlni în județul Suceava, de la Căruții, Cai, Gâște, Tăuraș. Tăuraș am avut antecul, nu? Tăuraș, pe european, adică nu oriunde, pe european, singurul drum mai de doamne. Tăuraș nu era.